Oroles. Triburile strămoșilor noștri geto-daci și-au statornicit așezările pe tot întinsul ținuturilor dintre Marea Neagră, gurile Nistrului, munții Balcani și Carpații Nordici, cu mult timp înaintea întâmplării povestită mai jos. Pe la anul 200 înaintea erei noastre, în partea de răsărit a Transilvaniei, poate și pe versantul moldovean al Carpaților, domnea peste semințiile comate regele Oroles. În vecinătate se pripășiseră bastarnii. Bastarnii, neam războinic, veneau tocmai din ținuturile Vistulei și ale Oderului. Își făcuseră vad pe cursurile apelor din Moldova. Pe opcinele împădurite, pe colnice, prin poienile dealurilor și ale munților Carpați, răsunau în vremea aceea bocănit de securi, behăit de oi, nechezat de cai, chiote de oameni, erau așezările dacilor. Bastarnii le-au adulmecat. Deprinși cu jafuri, căpetenile pripășiților au făcut socotel de cotropire și au pornit ordiile de călăreți într-acolo. Dacii au luat și ei cunoștință că în apropiere s-au aciuiat neamuri ce trăiesc din prăzi. Se așteptau să cadă și asupra lor și s-au pregătit să-i întâmpine așa cum se cuvenea. Anume, le-au stat în cale să le dea bună vreme, să-i întrebe de păsul ce i-a adus pe coclaurile în care ei își duc traiul de atâta vreme. S-au ciocnit odată, de două ori, de multe ori. Dacii au închis toate căile ce străbăteau munții. Au rânduit pe vârfuri de stânci străji care să prindă în văz zările, iar când se vor ivi nepoftiții, să sune din tube. Așa au dus-o dacii multă vreme în harță cu vecinii lor. Dacii își apărau plaiurile cu multă strășnicie, dar într-o bătălie, cotropitorii au învins oastea lui Oroles. În partea locului, o legendă a prelungit ecoul întâmplării până în vremurile noastre. Bastarnii, spune legenda, au ținut sfat. Și-au zis că alminterlea n-au cum să-i răpună pe daci decât să le întindă o cursă. Au stat ei multă vreme de-au chipzuit ce anume să facă. Unul mai sfătos, un bastarn încărunțit în rele, s-a ridicat în picioare și a spus ce i-a trecut lui atunci prin minte. Anume, a zis el că n-ar fi rău să îmbrace 100 de luptători de ai lor în cojoace de oi și berbeci. Apoi turma asta, însoțită de bastarni cu bărbi și cojoace ca ale dacilor, să meargă în patru labe spre inima munților. Acolo, la un semn, să se întoarcă și să cadă în spatele luptătorilor lui Oroles. Apoi ei, cei de aici, să ia din față. Mai marele bastarnilor a sărit de pe buturuga pe care sta și l-a luat pe mintosul lui ostaș în brațe, l-a săltat în sus și a strigat din toate puterile, așa să fie. Apoi l-a pus pe născocitor să împlinească și retenia, chiar cum a spus-o el. Și într-o dimineață, când cele din tâi raze ale soarelui cădeau peste codrii verzi, dintr-un pisc de stâncă, ostraja a dacilor și-a pus mâna strașnică la ochi să ia mai bine seama la ce vedea acolo jos, pe malul apei. Un ciopor de oi, a gândit dacul și n-a mai spus nimic. Altă strajă a zărit și ea turma și încă o strajă și încă alta a urmărit-o în susul apei. O turmă de oi, au chitit ei toți. Turma s-a dus cât s-a dus în susul văii.
Deodată, oile s-au sculat în picioare, au lepădat cojoacele și au ieșit la iveală ostași bastarni. S-au întors și au căzut în spatele luptătorilor lui Oroles, ce se aflau într-o poiană la odihnă. Acum au sunat și tubele străjilor din vârfurile de stânci, dau vestea că bastarnii vin și din față. Încăierarea a fost crâncenă. Dacii s-au bătut până au luat seama că sunt împresurați. Atunci au slăbit lupta și au dat să scape din încercuire. Așa i s-a părut lui Oroles. Dar ce să vezi acum? Spune tot legenda că a căzut acolo ca picată din văzduh o altă ceată de luptători daci cu Brigețio în frunte. I-au lovit pe bastard dintr-o parte cu atâta iuțeală că ei n-au mai avut răgaz să ia seama la ce e și ce nu e. Destul că bastarnii au luat-o la sănătoasa. Brigețio, după ei, a zvârlit arcanul în gâtul unui fugar. Calul s-a dus înainte, iar ostașul a rămas întins pe pământ la coada lui. I-a sărit în spinare, i-a smuls sulița de sub el, apoi l-a legat burduf. Când se zvâcnească în spinarea murgului, a zărit un alt călăreț bastarn, venea să-și scape ortacul. Fata, că Brigețio era o fată de-a dacilor, a zvârlit între picioarele șargului sulița ce o avea în mână. Șargul s-a împiedicat, s-a dat peste cap și l-a prins pe ostaș sub trupul lui. Amazoana l-a ferecat și pe ăsta în laț, l-a legat de primul, a sărit în spinarea telegarului ei și așa i-a împuns pe cei doi cu sulița să meargă în trapul calului. Brigețio stătuse pe malul apei, zărise și ea turma de oi ce i s-a părut de îndată că nu prea ar fi oi. Nici nu behăiau, nici nu pășteau, nici tălângi la grumaj n-aveau. Le-a văzut labele, nu erau picioare de oi, a priceput repede ce ar putea să fie. S-a dus într-un suflet în poiana unde erau femeile dacilor. Le-a sculat în picioare, au pus mâinile care pe țepoaie, care pe topoare, pe săpoaie și s-au luat pe urmele vrăjmașilor. Au ajuns în bătălie tocmai când bastarnii îi răzbiseră pe daci. Din luptă, dacii s-au întors cu capetele aplecate spre pământ și cu mâinile goale. Nici un prinț, nici un mânz vrăjmaș, nici o sabie de-a bastarnilor. Dar Brigețio i-a adus în fața lui Oroles pe cei doi captivi ai săi. Regele Oroles și-a mustrat ostașii în fața femeilor. V-ați înțărcuit bastarnii ca pe niște somnoroși și pândarii voștri, luptători sunteți voi, femei, nu luptători, ba nici atât, că soțiile voastre nu s-au dat învinse și nu s-ar fi lăsat odată cu capul, le-a zis Oroles ostașilor lui și a arătat cu mâna spre Brigețio și ceata de femei ce aveau încă în mâini armele cu care îi alungaseră pe bastar. Ce puteau spune ostașii? Nimic. Fuseseră gata să intre cu capul în jujeu, noroc cu femeile lor. Au aplecat privirile spre pământ. Așa, de acum răsturnăm rânduierile din așezările noastre. Bărbații vor face treburile femeilor, iar femeile pe ale bărbaților. Ba, dumnealor vor dormi noaptea în pat, cu capul unde puneau picioarele și cu picioarele unde puneau capul, a rostit regele o osândă pentru cei ce s-au lăsat împresurați de vrăjmași. Ajunși pe la casele lor, spune legenda, i-au luat și femeile la rost. Așa, bine! Ia să ne schimbăm noi portul, i-a zis Sicia lui Rundacio, soțul ei. Măi, femeie, tu nevastă, că n-o fi chiar așa, a încercat Rundacio să-și îmbuneze soția. Sicia o ținea însă pe-a ei,
adică pe a lui Oroles. La război, înapoi, la plăcinte, înainte, i-a mai zis dânsa și i-a tras peste cap o cămășoaie lungă până la glezne și l-a împins de la spate la lucrurile pe care până atunci le făcuse dânsa. Așa, în casa lui Rundacio, așa la Drabal, așa la Catur, așa peste tot. Și în așezările dacilor lui Oroles a început să cânte găina. Să-i fi văzut acum pe bărbați. Scăldau copiii, spălau, cârpeau, măturau, melițau cânepa, torceau, țeseau, găteau fiertura. Noaptea dormeau cum le suna pedeapsa. Dar femeile au îmbrăcat hainele bărbaților, au pus mâna pe arme și au purces să facă muștruluială ostășească în locul soților lor. Asta a mers așa o zi, două, nouă, a mers până când Rundacio s-a răstit la soția lui. Te-ai întrecut cu gluma. Nu m-am întrecut cu gluma, ci urmează să-i îngenunchem noi, femeile, pe vrăjmași, să-ți aduc un bastarn, doi robi, care să facă ce faci tu acum. I-a răspuns nevasta și l-a împins cu codiriștea suliței de la spate. L-a împins spre copaia de frământat turtă de mei. A zburat apoi năstrușnica veste și poveste peste dealuri, peste munți și văi. Au umplut ducatele și regatele dacilor din Moldova, din Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat și Transilvania. A trecut și la alte seminții. O rușine ca asta, ba să mai vezi, ba să mai fi mâncat cineva. Și încă în văzul și în auzul lumii. Se uitau bărbații unii la alții și nu aveau ce să zică și ce să facă. Nu i-au învins bastarnii? I-au învins. Nu i-au scăpat femeile lor din încercuire? Atunci rabdă și taci. Fă înainte treburile femeilor. Până când? A întrebat tot Rundacio într-o adunare de bărboși, toți în haine femeiești. Până când? Până ori afla bastarnii că la daci poartă femeile ițari și-a dat o părere Catur. Atunci să-i vestim noi pe bastarni să vie și să ne încrucișăm iar săbile și așa să ștergem rușinea ce stă pe obrazele noastre, a spus tot Rundacio. Bastarnii n-au așteptat să-i vestească dacii că au dorința de a-i înfrunta iar. Au aflat și ei de cele ce se întâmplă la vecini și au socotit că e potrivit să dea ochi cu armata de femei a lui Oroles și s-au urnit din loc ordiile și le-au pornit spre locurile unde îi mai învinseseră pe pletoși. Oroles le-a spus acum femeilor, deținere de minte îi destul. Apoi, cele două oști s-au ciocnit iar. Zângănea fierul, bubuiau scuturile, se prăvăleau la pământ bărbați daci, se prăvăleau însă bastarnii tot doi și trei de fiecare bărbos căzut. Până la urmă, bastarnii câți au scăpat din harță, au luat-o la sănătoasa. Fugeau mâncând pământ cu gura, înapoi nu se mai uitau și au căutat scăparea dincolo de apele Siretului. Luptătorii lui Oroles au adus acum acasă bastarni, robi care să facă în locul lor treburile femeiești. După asta, Oroles i-a dezlegat și de porunca de a dormi cu capul la picioarele femeilor. A trecut noua veste și poveste peste dealuri, peste munți, peste văi, de-a umplut iar ducatele și regatele dacilor. A fost scrisă în cronicile de atunci, așa a ajuns să afle toată lumea. A ajuns și la noi să ne dea de știre despre vechimea neamului românesc pe aceste meleaguri.